Dacă vreți să cumpărați un borcan de miere de calitate sau pur și simplu vreți să aflați ultimele noutăți în materie de creștere a albinelor, sunteți așteptați în zilele de 6 și 7 aprilie, în centrul Râmnicului, la o nouă ediție a Târgului Apicol Oltenia. Organizatorii promit o ediție puternică, cu apicultori numeroși și cu produse de calitate. Ca și celelalte 7 ediții, avem, mă rog, invităm apicultorii și totodată consumatori de miere să vină la noi la târg să ne viziteze, ca să zic așa, toți producătorii care sunt la noi în târg și expun mierea respectivă. Invităm apicultori cât mai mulți, astfel, pentru că practic acest târg pentru apicultori este făcut, nu pentru și pentru apicultori și pentru consumatori. Dar mai mult, atunci când a fost ideea să o facem pentru apicultori. După care, bineînțeles, că au venit și consumatorii de miere care și așteaptă cu nerăbdare acest târg. Înțeleg că mizați pe o participare numeroasă, peste 100 de expozanți. Da, ca în fiecare an avem peste 100 de expozanți cu miere, cu utilaje apicole, cu rame, cu stupi, cu faguri, cu tot felul de centrifugi care au nevoie apicultorii. Și nu numai din expozanți din România, cât și din străinătate. Avem expozanți din Ungaria, din Serbia, din Ucraina. Așteptăm cât mai mulți, adică se pot înscrie și acum, deci nu e o problemă dacă mai vor altcineva să vină. Standurile sunt în proporție de 95% ocupate. Sperăm ca și anul acesta să fie o ediție de succes și să o continuăm de acum încolo cât mai mult. Atâta timp cât, am zis eu așa, un slogan al meu, cât voi trăi, voi face acest târg. Două zile? Două zile, da. Sâmbătă și duminică, 6-7 aprilie, în centrul orașului Râmnicu Vâlcea, Scoară Mircea cel Bătrân. Tot târgul se va desfășura în Scoară Mircea cel Bătrân, adică apicultorii o să vină aici la noi și o să găsească totul la un loc. Dacă până acum am făcut pe stradă sau în alte zone, acum suntem grupați și asta ne bucură foarte mult. Mulțumim primăriei Râmnicu Vâlcea care ne susține și sunt totdeauna alături de noi și îi mulțumesc domnului primar pentru că totdeauna ne-a susținut în această activitate. Și o ultimă întrebare. Când se deschide târgul ca orar și când se închide? Se deschide la ora 8, sâmbătă la ora 8 și se închide undeva duminică după masa 5-6, depinde cum expozanții cât de departe sunt, astfel încât ei pleacă sau mai devreme sau mai târziu, diferă distanța ca să ajungă și ei acasă. Dar cele două zile, practic, sunt dedicate apiculturii, ca să zic așa. Deci Râmnicu, capitala apiculturii românești pentru două zile. Da, pentru că și târgul se numește Târgul Apicol Oltenia Râmnicu Vâlcea. Nu întâmplător, județul Vâlcea ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul crescătorilor de albine.